Pentru cine n-a jucat încă This War of Mine, un joc apărut în 2014, anul trecut, o să încerc să fac o mică prezentare despre mecanica jocului, despre caracterele din joc, despre puțină strategie, ceva stealth, are și elemente de acțiune combinate cu stealth. Jocul vine pe Steam și pe Humble Store, pe Bundle Stars. Dacă plătești midlăcul, de fapt sunt mai multe midlăcuri, care sunt de fapt niște donații către Orchild, o fundație caritabilă, o să primești acces la niște desene, niște bucățele de artă mici, care sunt prezente în diferite locuri din joc. Tot felul de bucățele de artă, mai mult sau mai puțin interesante. Și cam asta ar fi addonul de lucrul. Bucățele de artă, desene care descoperi în diferite locuri din joc. Detaliile nu sunt prea complicate. Nivelul efector, muzica, rezoluția, calitatea grafică, dacă vrei să joci full screen sau nu. Efectul de creion e efectul din background, practic, soft sau mai ascuțit. Temperatura, care oricum se poate modifica în timpul jocului. Jocul, practic, e un fel de supraviețuire a unor caractere. Maxim 5 caractere poți să ai în joc, dar încep cu 2, 3, chiar și un singur caracter și ajungi până la 5. Am ajuns chiar să am, aproape de finalul jocului, am ajuns să am chiar 5 caractere pe care să le controlez. Deci e un joc de supraviețuire destul de trist uneori, hazliu alteori. Poate să dureze și 9 ore o rundă, un joc, ca să zic așa, terminat fără grabă, dar destul de atent. Deci durează destul de mult, așa că atenție celor care încep să joace și la jumătate sau către jumătatea jocului, în primele 10 sau 20 de zile o să iasă din joc sau o să renunțe temporar, o să fie cam greu apoi să se întoarcă la mecanica jocului, la fluiditatea jocului, pentru că o să fie greu de recuperat ce s-a întâmplat și să pornească de unde a rămas. Așa că dacă aveți de gând să jucați This War of Mine, rezervați-vă câteva ore bune, pentru că jocul durează. Sau dacă vreți să jucați mai puțin, puteți să încercați partea asta, Write My Own Story, care vă lasă să vă definiți voi caracterele, 1, 2, 3, 4 maxim, să vă alegeți câte zile durează până la finalul jocului, care e de fapt armistițiu. Finalul jocului de fapt e pacea, e să, scopul jocului e să supraviețuiești până în 45, 50, 55, cred că în 2 zile ar dura să joci continuu până la 70. Eu am încercat să joc 20 de zile și a durat aproape, a durat cam 7 ore, 7-8 ore să termin. Deci atenție că variantele predefinite ale jocului, adică tot ce se vede aici, sunt setate pe 30, poate chiar 40 de zile, deci o să dureze foarte mult. La început nu o să le aveți pe toate, o să începeți cu 2, 3, apoi 4, pe măsură ce jucați o să mai apară caractere și diferite variante de joc, diferite, o să aveți diferite case de început unde se află eroii voștri, diferite variante de pornirea jocului, de exemplu în partea aceasta sunteți deja în iarnă, unde se mai complicat cu alimentarea de cărbuni, cu bolile care le adună caracterele voastre, pentru că o să răcească, o să se îmbolnăvească unii dintre ei. Deci trebuie să mențineți o temperatură în casa voastră. Vă recomand să începeți cu primele cartoane,
primele seturi de caractere, pentru că e mult mai ușor. Începeți undeva primăvara sau vara și nu aveți dificultăți. Practic, jocul n-are nivele de dificultate. Dificultatea vine din setul de caractere predefinit și din alegerea lor, pentru că în partea asta e iarnă deja și e mult mai dificil. Dar la început începeți mult mai comod cu primele 3 sau 4 cartoane. Deci ideea e în felul următor: dacă doriți să jucați This War of Mine, vă rezervați timp pentru că o să dureze, sau vă definiți propriul vostru joc. Gen, acum mi aleg 4 caractere, mi aleg minimul de zile până la sfârșitul războiului, până la armistițiu, ca să încerc să supraviețuiesc până atunci. Scopul jocului e să supraviețuiți până în 20 de zile, până la 20-a zi, cu minim un caracter în viață. Dar e preferabil să îi țineți pe toți, să îi păstrați pe toți în viață, pentru că dacă un trei o să moară, ceilalți o să înceapă să fie mai triști, mai afectați, mai apăsați de ce s-a întâmplat de moartea unei dintre ei și o să fie nevoie să pierdeți timp să-i consolați, să-i readuceți mâinile de plutire, o să fie mai complicat. Deci, foarte important să nu-i lăsați să moară. Asta înseamnă că trebuie să-i hrăniți, trebuie să le oferiți câteva, nu multe, metode de distracție în căsuța voastră și să aveți grijă noaptea, pentru că jocul se bazează pe două, un fel turn-based. Aveți ziua în care sunteți toți în casă, deci toate caracterele voastre sunt în aceeași casă și vă ocupați de construcții diferite, de upgrade-uri, de diferite activități. Iar la 8 seara, deja e a doua parte a jocului, noaptea, când unul dintre caractere pornește în scavenging, pornește în căutarea de resurse în diferite locuri din joc, unde unele mai complicate, altele mai periculoase, altele mai ușoare, altele mai liniștite, și ceilalți care rămân în casă or să aleagă ori să doarmă, ori să păzească minunata locuința voastră, pentru că noaptea o să mai vină niște bandiți care o să încerce să vă fure din mâncare, din lucruri, din ce ați agonisit de-a lungul jocului, și o să iasă cu scântei. A doua zi, după ora 6, dacă nu mă înșel, o să constatați că cine a stat de bază acasă sau cine a dormit acasă o să fie ori rănit, ori afectat de vizitele nocturne ale bandiților. Deci trebuie să fiți atenți. O să începem cu o mică demonstrație a jocului. O să alegem din primele bucățele de carton. Aici deja sunt 4 caractere. O să alegem pe Pavel, Bruno și Marco. Pavel e un căutător, un scavenger foarte bun. Bruno se pricepe la mâncare și Marco, dacă ține o minte, nu Marco, Roman. Roman e un fost luptător în gherilă. Deci e bun, se pricepe la păzit noaptea casa. Katia se pricepe la negoț, la trade. Emilia e o avocată foarte neinteresantă. Hai să începem cu Roman și Katia, ca să fie mai simplu pentru început. S-ar putea să începem iarna, dar uite, aici deja am terminat. Am reușit să spălățuiesc cu fetele astea două și încă doi care s-au alăturat mai încolo în joc. Hai să începem cu Roman și Katia. Să vedem cum decurge jocul la început. Nu e prea complicat, dar trebuie să fim atenți. Prima zi, din cele 20, 30, poate chiar 40 de zile, fac de or. Un design foarte interesant al jocului, poți omorâ, dar interesant. Asta e căsuța noastră, aici avem activitatea de la 6 până la 8 seara, 6 dimineața până la 8 seara. Două caractere pentru început, Katia și
Marco, parcă? Asta e povestea lor. Roman. Katia și Roman. Cum s-au cunoscut, etică, etică, click. Le-am citit deja. O să le citiți și voi când o să jucați, dacă o să jucați joculețul. Și avem casa, unde putem să ne odihnim pe un scaun. Și să facem diferite chestii. Aici e un banc de lucru, unde construim diferite chestii. Avem și porțiuni încuiate din casă, unde nu prea putem să ajungem fără să avem niște șperacuri. Pentru început trebuie să căutăm prin molozuri, prin mormanele astea, în ce găsim. Rană, șperacuri, diferite componente, zahăr, lemne, diferite bucățele de fier pe care le adunăm. Trimitem jos aici. Ia să vedem ce găsește Katia aici în mormanul ăsta. Lemne, fiare, pe care le adunăm și sunt toate prezente aici sus, în lucrurile noastre. Deocamdată nu avem decât niște legume, șperacul ăsta și niște componente de construcție. Jocul ne spune și ce se întâmplă efectiv. Ne spune că locuința noastră în timpul războiului e foarte deprimantă și o ruină de fapt și ar trebui să facem ceva și ne dă indicațiile despre ce ar trebui să facem noi în joc. Ne spune că avem un singur scaun, că nu avem paturi, unde e foarte important să ne odinim caracterele, eroii noștri. Spune că nu putem să dormim pentru că cimentul e rece și tare și trebuie paturi și trebuie să construim paturi. O să le construim din lemne și cățele de fier. Ne spune că nu avem radio, că nu știm ce se întâmplă în oraș. Trebuie să construim un radio prin care aflăm ce se întâmplă, cum o să fie vremea. Și putem chiar să-l lăsăm pe muzică, să le mai alinăm suferința celor din casă. Nu avem cărți, putem să și trebuie indicat să găsim cărți în joc, pentru că le acordă caracterilor o relaxare mai mare. Nu au nici cafea, nici țigări. Caracterele noastre fumează și beau cafea. Au niște vicii. Okay. Nu avem... avem niște găuri în pereți care trebuie să le acoperim. Asta ar fi o prioritate, pentru că noaptea o să vină bandiții să ne fure din mâncare, din diferite lucruri și bijuterii. Fiecare caracter are biografia lui, care o să fie dezvoluită de cursul jocului, diferite pagini. O să ne spună de unde au venit ei, cum s-au întâlnit, cum a fost viața lor înainte de război, ce așteptări au ei, cum s-au purtat cu cei întâlniți în timpul războiului. Ăsta e un fumător, deci trebuie să avem grijă să-i aducem țigări. Iar Katia, dacă nu mă înșel eu, da, e o băutoare de cafea. Îi place cafea, deci trebuie să căutăm cafea în joc. Katia e rănită, deci trebuie să avem grijă cu ea. Trebuie să o lăsăm prea mult să facă treabă, pentru că o să se îmbolnăvească și o să moară până la urmă. Prima parte a jocului, deci prima zi, trebuie să încercăm să descoperim cât mai multe prin casă. De exemplu, aici putem să descuiem. O luăm pe Katia, e selectată, și descuiem aici. Iar pe Roman îl punem să caute pe aici, prin dulapurile astea. Ia să încearcă găsit apă, niște piese electronice, zahăr. Zahărul e foarte scump, deci atenție la zahăr. Diferite componente. Ia să vedem, Katia a descuiat și eu punem să dea la o parte mormanul ăsta, ca să ajungem aici, unde e mânuța, în ce e în dulapul ăsta. Roman îl punem pe el să caute unde putem cât mai rapid. Atenție că e 10. La 8, deja vine noaptea, va trebui să trimitem pe unul dintre ei să caute afara casei diferite lucruri prețioase. Și ceilalți care rămân în casă trebuie să îi odihnim sau să îi păstrăm alerți, să îi punem să păzească. Deci doar un singur caracter putem să trimitem noaptea să caute diferite. Ne spune că e frig, Roman, e cam frig. 14 grade încă mai rezistă el. Hai să-l punem să dezghețe aici, să dezgura pe aici mormanul ăsta, ca să ajungem aici. Le încuia deocamdată. Dar putem construi șperacul la
fac cu de lucru aici. Am putea să dăm la o parte, să săpăm mai rapid dacă am avea o lopată, dar costul de construcție e cam ridicat deocamdată, așa că nu ne hazardăm cu... nu ne aruncăm la cheltuială cu ce avem în casă. Temperatura, grade Fahrenheit Celsius, ora e 1 deja, timpul trece repede. Dacă dăm click aici, o să termine ziua. Nu trebuie neapărat să așteptăm să ajungem natural la 8 noaptea. Da, uite, am găsit o bijuterie foarte valoroasă. Da, putem obține multe, multe lucruri cu bijuteria asta. Apa e foarte importantă. Niște ierburi. Ierburile putem să facem medicamente și țigări chiar. Apa o folosim la gătit. Iar bijuteriile, efectiv, le schimbăm cu cei care au funcție de trade în joc. Ok. Hai să construim un șperacul până când dezgroapă Roman aici. Ajungă la dulap. Deci bancul de lucru deocamdată nu putem face prea multe. Un pat o să fie și asta o prioritate. De încălzit. Un scăunel, radio, cuptorul. Cuptorul poate fi upgradat, la fel și ăsta de încălzit, radio 1. Ăsta e alt banc de lucru, unde construim arme și alte chestii de folosit în timpul jocului. Un colector de apă, pentru a obține apă, pentru a putea găti. Alte consumabile. Combustibil, care se obține din lemne sau alte componente metalice. Hai să construim bancul ăsta de lucru deocamdată, ca să putem să facem șperaclul. Și îl facem chiar aici, lângă bancul principal de lucru. Katia e foarte șmecheră ea. Poate să construiască bancul de lucru, foarte, foarte pricepută la tot felul de chestii. De fapt, toți sunt pricepuți, toate caracterele sunt pricepute la majoritatea lucrurilor. Mai că unele dintre ele au niște facilități suplimentare, gen Katia poate să facă trade foarte bine, în avantajul nostru. Iar Roman e un tip care a fost în gherile, deci se pricepe la luptă, e foarte bun la apărat casa pe timpul nopții. Deci setup-ul ăsta cu Katia și Roman e foarte bun pentru începători. Roman are cum să descuie, dar facem un șperacul aici. Da, Katia e cam obosită. Facem un șperacul. Cu șperacul deschidem diferite chestii, unii încuiate prin casă sau prin planșele din joc unde trimitem noaptea Avengerul. Dar aceeași funcție ca șperacul poate avea și bucățica asta, crowbarul ăsta, această pârghie, care costă 10 componente de metal, pe când șperacul costă 3 și 3 plătițe din astea. În timpul jocului trebuie să fim atenți ce avem în casă și ce nu avem, ca să știm ce merită mai mult de construit. Da, deocamdată 10 e cam mult, 10 componente astea e cam mult, așa că o să facem doar un șperacul. O să fac Katia imediat. Am putea să-l mai trimitem pe Roman pe undeva? Nu, toate locurile sunt încuiate prin casă. Aici am putea să-l trimitem. Unde poate avea acces aici rapid. Iar pe Katia s-o trimitem jos, să descuie, să vedem ce avem aici. Deja e 5 noaptea. Dar nu e nimic, o să fim pregătiți. O să o luăm pe Katia noaptea, să vedem ce găsim cu ea. Ia să vedem acum ce-a găsit. Două cărți, bravo Katia. Și un pachet de medicamente, zahăr. Bun, bravo Katia. Am ansap acolo. Pe Katia o mai trimitem o dată să vedem ce avem de construit pentru început. Mai avem două ori din ziua asta. Hai Katia, cu dublu click ajungem mai repede. Ia să vedem, putem să facem deja ragazul? Putem. Le punem aici lângă frigider. Hai, mișcă-te. Știu că ești rănită, dar hai că vine noaptea. Să ieși la muncă. Diferite locuri în joc, în planșele jocului, sunt încuiate. Aici, de exemplu. Aici putem să dăm la o parte.
Dar în alte locuri nu putem și va fi nevoie să construim o pârghie din aia metalică. Sau să luăm șperacul după noi, dar n-avem prea multe locuri în inventarul fiecărui, așa că trebuie să facem economie. Am construit aragazul unde putem face mâncare. Din păcate nu avem nici carne, ci nici avem niște legume și apă. Avem combustibil, dar da, ne trebuie carne. N-avem carne în casă. Ce avem noaptea? Noaptea? Avem locuri unde putem să mergem până dimineața. O să apară aici mai multe, în măsură ce jucăm. Fiecare loc are descrierea lui. În unele locuri putem să mergem pentru mâncare, medicamente, diferite materiale, diferite părți de construcția armelor. Da? Trebuie să avem și arme în jocul ăsta. Însă sistemul de combat, de luptă, nu e prea grozav, dar la nevoie putem să ne apărăm. Quiet House. Aici avem mâncare și medicamente multe. Dar ne spune că dacă ajungem aici va trebui să furăm. Furtul nu e indicat pentru că poții pot fi pedepsiți, pot fi atacați, omorâți chiar. Iar cei din casă pot să fie afectați de dacă tu ai furat, pot să devină triști, să se simtă rău după faptele tale. Deci atenție în joc. Hai să lăsăm pe Roman să păzească în casă și să o luăm pe Katia, deși e cam rănită. Trebuie să rezolvăm curând cu ea că e rănită și s-ar putea să sângereze și să o îmbolnăvească, să chiar moară în 2-3 zile. Katia are 12 sloturi în rucsac, deci mai avantajoasă decât Roman, așa că o luăm să facem cu ea scavenging. Căutăm diferite. Orașul vechi. Aici avem niște medicamente. Da, le spune că sunt militari pe lângă și e periculos. Dar sunt medicamente. E mâncare. Aici e mâncare și mai sunt medicamente. Aici am putea să mergem. Hai să mergem aici. Statul ruinat nu prea vor să facă trade cei de acolo. Nu vrem să furăm deocamdată, așa că... Hai să mergem aici, în orașul vechi. Ne pregătim. Ce îi dăm lui Katia să ducă cu ea? Nu prea putem să-i dăm deocamdată niciun șperac, un topor sau arme sau chestii de scuiat. Dacă ne păstrăm sloturile libere și... Pornim noaptea. Ia să vedem. Cam așa arată noaptea orășelul ăsta. Ia să vedem ce găsim aici. Muniție, foarte valoroasă. Fier și lemn. Le luăm pe toate deocamdată. Ne uităm să vedem dacă e cineva în casă. Nu fi cineva periculos? Nu prea pare să fie nimeni. Ops, cineva? Un șobolan. Șobolan, nu e pericol. Ce scrie aici? Au încercat să refugieze aici, dar au fost loviți de o bombă. Da. Bun. Jos, în subsol. Ia să vedem. Ups, e încuiat. Nu putem să intrăm decât din partea aia. Ne ducem sus. Aici putem să intrăm? Ia să vedem. Da, aici dacă vrei să stai jos, te odihnești noaptea, n-ai rost. E, în anumite locuri din joc unde sunt militari, bandiți sau persoane mai periculoase, trebuie să ne ascundem. Cei nu ne mai văd când trec pe aici. Dar atenție că dacă ieșim o să ne observe. Ia să căutăm aici în molozurile astea. O țigară, bună, valoasă. Am multă muniție. Păcată nu o să cumpărăm, nu o să luăm lemnele după noi, că ne ocupăm multe sloturi și mai bine căutăm lucruri mai valoroase. Niște componente, praf de pușcă, da, asta nu e necesar deocamdată, pentru că nu avem ce face cu el, nu avem bancul de lucru upgradat și deci nu putem să facem gloanțe din praf de pușcă și alte lucruri.
alte componente. Piesele astea sunt bune. Da, să vedem, mai ce încuiat. Da, avem cheița la noi. Bine, hai să mergem sus la etaj. Să vedem aici. Ia să vedem aici. Ce găsim? Nimic, da, există și posibilitatea să nu găsim nimic. Vrem să descuiem aici? Nu putem. Dus la etaj, găsim ceva? E, aici o să ne trebuiască un pierăstrău metalic. Da. Astea sunt bune. Hai să luăm și lemnele. Că altceva nu putem să mai luăm. Da, aici ne trebuie un fierăstrău. Pe care îl construim la bancul de lucru din stânga, unde avem arme și alte chestii de construit. Deci nu putem să ajungem aici. Aici nu putem să ajungem. Da. Ia să vedem. Nu mai putem să ajungem nicăieri. Deci planșa asta e cam încuiată pentru noi noaptea asta. N-am luat speracul cu noi, altfel ajungeam aici. Așa că nu avem ce să mai luăm. Aici e închis. Deja e 12 și ceva. E de vreme, la 6 se termină noaptea. Foarte important, când se face 4, când se face 4, trebuie să ne îndreptăm spre ieșirea din planșa asta, unde suntem, că dacă ne prinde dimineața și nu suntem aproape de ieșire, o să ne întoarcem mult mai greu acasă și e posibil chiar să fim răniți pe drum. Gata, se întoarce acasă. Ia să vedem ce găsim acasă. Ce s-a întâmplat noaptea asta? În a doua zi. Ne-au atacat bandiții sau a fost o noapte liniștită? Da, Katia a găsit multe lucruri interesante. Ce-a făcut Roman? Da, au venit peste noi noaptea bandiții. Însă Roman e un luptător, așa că s-a descurcat și nici n-a fost rănit. Dar e cam obosit și e foame. N-avem mâncare deocamdată, așa că... Pe Katia o lăsăm să o odinească și luăm pe Roman. Mai căutăm prin casă, mai avem locuri de descoperit prin casă. Mai avem aici. Hai să construim totuși o lopată ca să ajungem mai repede. Construim o lopată. Scopul jocului, să ajungem mai repede. Putem să o trimitem deja pe Katia sus. Aici să sape la bunozurile astea. Da, 13 grade și o să scade pe măsură ce se apropie iarna. Trebuiască să construim tot felul de cuptoare prin casă, să ne încălzim. Tot felul de dispozitive de încălzit. Ok, avem lopata, a terminat de făcut Roman lopata. Una singură avem, așa că doar unul singur de trei poate să zgloabe mai rapid în același timp. Ah, am găsit un șperacul. Bravo! Hai să vedem aici. Descuiem aici. Cât Roman sapă aici jos. Dar până ajunge el, mai repede sapă Katia sus. E 10 dimineața. În fiecare zi există posibilitatea ca un caracter, un NPC extern să vină să facă trade cu noi. Să obținem de la el... Nu te duci, mă, stai aici. Apa. Să obținem de la el acel caracter random, să obținem diferite chestii contra ce avem noi în casă. Am putea să dăm bijuteria asta pe mâncare sau pe elemente de construcție. Dar nu fiecare zi, deci atenție că nu vine în fiecare zi. Ia să vedem. Katia am putea să o folosim să facem încă un șperacul. Sau în loc de un șperacul am putea să facem o pârghie din aia metalică. Ia să vedem.
care nu se consumă instant ca speraclu. Asta se consumă instant, unul per cheie. Facem o pârghie din asta. Pe care o să o folosim aici, să vedem ce găsim. Imediat ce e gata. Locul nu e complicat, doar că durează puțin până ne dăm seama ce posibilități avem de upgrade, de colectare, de construcție pe timpul zilei. Ia să vedem ce găsim aici cu pârghia asta. Jocul nu e complicat, dar durează, deci atenție la timpul rezervat distracției. Hai, Katia, fugi sus și vezi ce e acolo. Da. Când suntem răniți, folosim bandaje. Am găsit și niște mâncare. Cărți. În alte locuri nu mai avem de găsit nimic, așa că o să-l trimitem pe Roman să facă ceva de mâncare. Aici, la ragaz. Până găsește Katia ce găsește aici sus. Roman e obosit și e foame. Katia e cea mai, e starea cea mai gravă, e rănită. Ia să vedem ce mâncare putem să facem. Putem să facem chiar două în același timp, două porții. Ne trebuie însă combustibil. O să folosim niște lemne. Cărțile le ardem în ultima instanță, când chiar nu mai avem din ce să facem combustibil. Ia să vedem ce găsește Katia sus în dulapul de la baie. Ai obosit, știu, dar hai să vedem ce găsim aici. Bun, bandaje și zahăr și mai multe cărți. Hai, Katia, du-te jos. După ce am pregătit combustibilul, avem toate componentele, facem de mâncare. Putem să facem și zoom, să vedem mai clar caracterele și ce fac ele. Bun, mâncăm. În timpul jocului, caracterele ne explică starea lor și chiar ne spun ce ar trebui să facem pentru ei. De exemplu, Roman e doar obosit, dar Katia e și rănită. Le dăm și ei de mâncare. S-a apropiat noaptea, ar trebui să construim deja patul. Deși e preferabil ca pe timpul zilei să ne odihnim dacă putem, pentru că noaptea vin bandiții și trebuie să avem cel puțin o persoană de pază. Katia e rănită, așa că o să o trimitem la bandaje. Nu pe acolo. Hai pe aici. Hai, Katia. Hai. Da, Roman e somn. Da, cred că mai rezistă o zi de pază. Hai, Katia, e cu bandaje. Ia să vedem, că e rănită și în momentul ce o bandajăm, o să fie bandajată și a venit noaptea peste noi. Așa că mergem la scavenging. Mai avem două locații noi. Tot pe Katia o folosim, deși e ca rănită. Și va trebui neapărat să o rezolvăm a treia zi, să o bandajăm și să o punem să odihnească. Pe Roman îl punem să ne păzească casa, să ne păzească locuința. Pe Katia o trimitem la stația asta, părăsită. Sau hai să demonstrăm cum folosim locația vizitată anterior acum o zi. Nu folosim pârghia asta ca să descuiem anumite uși. Ia să facem un zoom. Ia să ne jos, aici avem acces. Dacă avem cu noi... Nu. E din partea la întâncuiat. Hai să vedem aici, putem să descuiem. Sfârșit. Pârghia. Atenție că în
locațiile unde sunt inamici sau bandiți sau persoane normale cărora nu le place să le furăm din casă, zgomotele făcute de caracterele noastre se aud. Se aud, distrag atenția și o să avem probleme. Hai, Katia, hai că ești obosită și rănită. Deci, atenția la zgomote. Le vedeți, reprezentarea vizuală. Aici o să fie o problemă. Dacă vrem să ajungem aici sau aici, va trebui să dezgropăm aici. Aia nu e ceea ce nu e imposibil, dar durează. Pe lângă că durează, avem și un sniper pe aici pe undeva, care o să ne împuște. Dar nici asta nu e o problemă până la urmă. Dacă o să putem la un moment dat în joc să ne construim, să ne fabricăm o cască de protecție sau o vestă de protecție antiglonț, o să putem să colectăm ce aici. Chiar dacă se trage asupra noastră în jur. Dar e periculos. Acum cu ce avem pe noi e periculos. Katia o să fie aruncat sigur din două pușcături omorâtă, mai ales că venită. Așa că lăsăm pentru altă dată. Hai să vedem jos, la subsol, dacă putem să descuiem. Vedem ce găsim aici. Lemne. Lemnele le putem cumpăra sau le putem obține din negoț. Când o să vină caracterele speciale să ne viziteze în casă. Marco îl cheamă pe Gigelu care vine să facem trade cu el. E destul de rar, o dată la 3-4 zile. Ia să vedem. Deci ne sincronizăm și lemnele le obținem ușor când o să vină Marco de la el chiar. Pointele astea sunt foarte bune. Din astea se fac armele. Deci când facem scavenging, când mergem la căutat diferite componente, suntem atenți să luăm ce e mai valoros după noi. De exemplu, nu avem nevoie de țigara asta, așa că o să luăm bijuteriile. Componentele de făcut arme sunt valoroase. Cafeaua e importantă pentru Katia, că ea e o băutoare de cafea. Putea să mai dăm jos din pieițele astea și să luăm sticla de alcool, e foarte valoroasă. Și în loc de atea fiare, cățele metalice, luăm țigările, la fel valoroase. Hai să descuiem și aici cu ocazia asta. Da, deci bala asta nu se consumă chiar așa de greu ca un șperacru, așa că putem descuia mai multe locații. Bară. Se vede reprezentarea grafică a zgomotului. Dacă ar fi dinamici pe lângă noi, bandiți sau pur și simplu proprietarii casei unde căutăm noi, ar fi alertați de zgomot și ar veni să ne certe, să ne alunge sau chiar să ne omoare. Unii dintre ei chiar sunt înarmați. Da, aici ne trebuie un firestrop pe care nu avem. Se pare că nu prea mai avem ce colecta din casă, ceva valoros, din casa asta, din locația asta. Trebuie să mai ajungem sus aici, dar e periculos. Va trebui să descuiem cu firestrăul sus și să ajungem pe aici, prin zona asta, unde e sniperul. Da, Katia e foarte obosită. Tiranita, și cea mai obosită. Să vedem dacă ne vede sniperul. Când încercăm să uităm primul urmanul ăsta. E de vreme, ora 2, mai avem câteva ore bune de căutat. 2-3 ore bune. Ia să vedem. Se trage asupra noastră. Fugi!
Da, deci e un sniper acolo. E clar, nu putem căuta aici sau aici, pentru că și deja e rănită grav. Hai, hai să ne întoarcem acasă, run to exit. Am rănit-o cam grav pe Katia. Pentru că, până la urmă, noi suntem de vină pentru orice alegere din joc. Am ales să riscăm să căutăm aici și Katia noastră a fost rănită. Ciobola. Da, ne arată și urmele gomotele făcute de șobolan, prezența lui. Hai, Katia, hai că poți. Ești rănită, dar hai acasă. La ora 4, deci obligatoriu să ne îndreptăm spre ieșire. Hai să vedem ce s-a întâmplat noaptea asta. Dacă a fost atacată locuința noastră sau nu. Ziua a treia. Katia e foarte rănită, iar Roman se pare că e în viață. Da, ne-au vizitat iar banditii. Dar Roman e foarte bun și n-a fost nici rănit și a pus pe fugă. Da, deci Katia are niște răni foarte, foarte grave. Să avem grijă de ea. O să o trimitem să se bandajeze. În timpul ăsta pe Roman ar trebui să punem să odinească, dar hai să vedem ce ne spune el. Ne povestește viața lui, ce s-a întâmplat, cum de-a ajuns cu cealalt personaj, cum de-a ajuns aici cu Katia. Katia la fel. Ne spune că a fost rănită și că nu crede că mai rezistă, nu crede că mai supraviețuiește dacă n-avem grijă de ea. Din fericire avem bandaje în casă, așa că trebuie să avem grijă de ea. Pe timpul zilei îl punem pe Roman să se odinească ca să fie pregătit pentru noaptea. Să stea de pază noaptea. Am bandajat-o, e obosită rău, dar rezistă și ea. Nu prea mai avem mâncare în casă. Așa că dacă nu vine traderul astăzi, până la ora 10, o să dăm de belea. Ia să vedem ce mai putem construi. De timp să odinește Roman. După Very Tired, următorul stadiu ar fi de Exhausted. Deci e extenuat când e cam grav și dacă nu se odinește, ar putea să se molească și să moară. Deci îl lăsăm să se odinească. Bun, ce putem construi acum? Hai să facem un radio. Să vedem și noi ce ne poate oferi un radio. Îl punem mai sus. Radio, așa a venit traderul. Să o lăsăm pe ea să se odinească și să luăm pe Roman. Deși nu e idee bună pentru că Roman nu e bun la trading. Tot Katia e mai bună. Trimitem înapoi în pat pe el, să o odinească. Pe Katia o trimitem la Marco, parcă îl cheamă. Tipul ăsta care vine o dată la câteva zile să ne oferi diverse lucruri. Majoritatea foarte scumpe, așa că atenție ce luați de el. Let's make a deal. Haideți să vă jegmănesc. Facem trade cu el și acum e momentul potrivit să luăm lemne de la el. Care în mod normal ne ocupă foarte multe sloturi noaptea și nu e recomandabil să le luăm. Luăm lemne, apa e foarte importantă. Nu avem prea multă, avem decât două. Și am putea să mai luăm de la el conservele, sunt foarte scumpe. Cafeaua. Bucățica asta de carne în care facem mâncare. Și oferim bijuteriile. Ia să vedem, putem să oferim doar două? Nu, nu vrea să facă afacerea cu noi. Dar dacă îi oferim niște zahăr și încă mai mult zahăr, nu vrea. A, uite că vrea. Deci 3 bucățele de bijuterie și 6 bucățele de zahăr pentru o bucățică de carne, niște apă și lemne. Da, foarte, foarte scump, dar... Da, hai că mai vreau ceva. Mai vreau legumele astea. Cafea pentru Katia. Și...
combustibil, ca să nu mai tem eleme să le folosim pe combustibil, să le transform în combustibil. Putem construi cu lemne. Și oferim sticla asta de alcool. Alcoolul e bun pentru caracterele noastre că sunt foarte triste. Le dăm să bea alcool și într-o zi, două le trece tristețea. Ele devin triste când, evident, fură sau unul dintre cei din casă moare sau când suntem atacați și suntem răniți. Nu vrea să facem afacere, așa că îi oferim niște gloanțe, pentru că nu avem armă în casă, deci gloanțele sunt cam inutile. Nu vrea nici gloanțele astea. Dacă putem să-i oferim o țigară, uite că vrea. Și pa! Dacă ne-ai lăsat fără lucrușoare. Închide-i și ușa. Ha, închide-i ușa. Hai, Cati. Uite-și la cratiță. Ia să vedem. De timp se odinește Roman. Hai, fată. Ia, putem să upgradăm aragazul, să-i consumăm mai puține lemne, mai puțin combustibil? Nu, că ne trebuie lemne. Ne trebuie componente metalice, componenți. Mă rog, mai târziu. Hai să facem de mâncare. Se pricepe Katia la bucătărie, așa că facem mâncare bună. Nu vrem să devină very hungry sau mai rău, că o pierdem. Punem să odinească. Până când Roman trece în Tired, la Very Tired. Și pe Roman am putea să-l trimitem să mănânce. Și până seara odihnim pe Katia. Ca să fie pregătită să facă scavenging, să caute iar, să scormonească iar noaptea prin, după bunătăți, după lucruri valoroase. Prin casele oamenilor, prin case părăsite, prin tot felul de locații, ați văzut în lista locații. Asta e jos. Stai jos, Roman. O odihnim. Dacă e foarte obosită, e ca riscant să o trimitem noaptea pe Katia. Care are 12 sloturi în rucsac. Dar două mai multe decât Roman. Dar dacă chiar nu putem să o trimitem, putem să luăm și pe Roman, să luptăm cu el noaptea. Însă Katia nu se pricepe la luptă, așa că noaptea singură în casă o să fie cam periculos pentru ea. Până că se odinește până la 8 noaptea. Nu mai e very tired, ci doar tired. Ia să vedem mai cum putem construi ceva prin casă. A, putem finisa radio, că l-am început mai devreme. Îl trimitem pe Roma sus. Ia să vedem. Loculețul are o estetică interesantă, cam posomorâtă, cam gri, cam... Dar, na, e război afară. Și de multe ori e război și în casă, o să vedeți. Un tank. Fuck the war. Deci, suntem chiar în timpul războiului, în mijlocul unui război. Ia să vedem ce ascultăm noi la radio. Ne spune că... Foarte curând, foarte curând, prețul cafelei o să sară în orașul Pădure unde stăm noi. Deci putem exploata faptul că o să crească, o să sară foarte mult prețul cafelei și o să putem să vindem foarte bine cafea. Prognoza meteo, nu avem nevoie de încălzire în casă deocamdată și lăsăm radio-ul pe muzică. Ca să fie toată lumea cât mai mulțumită în casă. Ia să le-n Katia, ei tot e very tired și e aproape 8. Deci, problemă. Vedem că se odihnește la timp. Nu mai putem construi deocamdată prea multe fără să-i rosim materiale. Asta e un filtru pentru băuturi. De aici am putea să facem arme? Ia să vedem. Nu. Ah, uite, putem să construim, putem să facem un cuțitaș din componentele care le avem. Am găsit restul de armă și putem construi un cuțitaș. Care e foarte util pentru Roman noaptea.
Așa veni noaptea peste noi. Lăsăm de pază pe Roma și o luăm în continuare pe Katia la The Avenging, deși e foarte, foarte obosită. Hai să vizităm și alt loc. Școala bombardată. Stația care deja a fost... au trecut scavengerii prin ea, dar avem de găsit mâncare și medicamente. În oraș ăsta e cam periculos, deși nu scrie. Aici putem doar să furăm. Dacă furăm de aici o să se întristeze caracterele, nu e indicat. La supermarket sunt alți scavengeri, deci am putea să mergem aici. Să luăm și pârghia asta cu noi. Katia e foarte obosită și o să devină extenuată curând, așa că o să se miște mai greu. Nu e singur aici, mai sunt niște scavengeri. O fi cu ei. Am găsit mâncare. Apă, componente, piese. Restul nu ne trebuie chiar acum și nu ne umple un sac cu inutile. Ia să vedem, sunt inamici? Nu sunt. Ce îi caută ca și noi? Da, mai sunt și caractere, mai sunt și NPC-uri care... Mai sunt și oameni, ființe, caută și ei cu noi. Jocul e despre supraviețuire până la urmă, așa că o să trebuiască să facem o balanță cât mai... mai potrivită între... Ca o carte, da, e valoarea să o luăm. O să trebuiască să balansăm cât mai bine supraviețuirea cu ce se întâmplă în jur. De exemplu, la un moment dat chiar nu o să mai găsim de mâncare pe nicăieri și o să fie nevoie ori să furăm, ori să intrăm în casele altora și să furăm. Dar ce are implicații grave, pentru că nu toți din casă sunt de acord cu furtul, din casa noastră sunt de acord cu furtul și o să se întristeze. Însă la o parte că e foarte periculos, putem întâlni tot felul de bandiți prin casele vizitate. Alte ori e posibil chiar să fie nevoie să ucidem pur și simplu, să îi omorâm pentru supraviețuire pe cei din casă. Dar o să fie complicat jocul apoi, o să trebuiască să ne alinăm personajele, să le oferim metode de alinare, să îi îmbătăm ca să își devină, să le facem, eu știu, un armchair, un scaun mai confortabil. O să trebuiască, o să putem chiar să le facem... o vioară la care să mă relaxeze. Da, nu sunt prea multe, în planșa asta. Ia să vedem sus la etaj. Poate e foarte rănită, în continuare se mișcă foarte, foarte greu. Mă rog că am bandajat-o, că altfel a doua zi ar fi moartă. Hai, Katia. For nothing. Da, tot felul de texte în joc. Hai să vedem dacă găsim ceva valoros oare. Mâncare ne trebuie, deși avem o conservă, ne mai trebuie niște carne, niște legume, dar găsim. De obicei nu găsim în locuri publice, nu sunt puse la vedere lucrurile valoroase. Încet, încet. O țigară. Ups, ăștia fug. De ce oare fug? Poate vine cineva după ei? Sperăm că nu. Ia, pus aici. Abia e unul, mai avem vreo 3 ore. Ia uite, au fugit ceilalți scavengeri.
cine știe cine vine. Pentru că nu ne găsește și pe noi. Am cam umplut sacul. Să ne arătăm pe ieșire dacă nu mai găsim nimic valoros. Poate la subsol? Hai, Cate, hai. Da, sunt câteva locuri. Ia să spun, la post încuiat, poate găsim ceva valoros. Poate zgomotoasă operația de desfacere, descuire a dulapului. Da, nu e nimeni pe lângă noi. Ia să vedem. Altă țigară. O mâncăm pasta și o luăm pasta, care e mai valoroasă. Și medicamente, care sunt foarte valoroase și ele. Hărți avem destule acasă, așa că nu medicamente în locul lor. Apa, dahărul și mai multe lucruri valoroase. Oare ce să luăm de aici? Alcool neapărat și gloanțele astea trebuie să le luăm. Foarte valoroase. E ora 3, cam târziu. Hai, ne descurcăm. Hai, Katia. La 4 trebuie să ne tirăm, că altfel e plină dimineața și e greu de întors acasă pe lumină. Ce carne. Ce carne, cu piesele ăsta. Trei jumate. E târziu, adică practic vine dimineața peste mine. Ia să vedem aici. Legume, da? Foarte valoroase. Dăm jos componentele astea. Deci tot ce e foarte valoros și nu găsim la trade în mod normal, putem să le luăm noaptea. Ar trebui să ne stăm pe ieșire, că nu mai avem timp. O să ne spună chiar Cate că nu mai avem timp. Ora 4. Nu e dimineața asta. Hai, run to exit. Run, run. Da, ar trebui să ne întoarcem. Hai, Cate, hai că poți. Da, nu e departe. Nu cred că mai apucăm. 4 jumate. La 5 deja ne-a prins dimineața. Din păcate, Katia e rănită și se mișcă foarte greu. Da? Încă puțin. Încă puțin. Încă puțin. Și ne-a prins dimineața. A, nu. Ne-am întors la fix. Ne-a întors la fix. Nu ne-a prins dimineața, n-am întârziat acasă. Da, nopțile devin mai periculoase când încep revoluțiile, încep asasinii, începe lumea antiprozbului să devină mai agresivă. Poate e foarte obosită, așa că o trimite direct în pat. Dar nu înainte de a-i dau pune să mănânce conserva asta. Cât timp Roman face de mâncare. Da, și acum am pat cu tine. E foarte extenuată. Trebuie să o odihnim până la noapte, practic. Fără întrerupere. E și rănită. Dar o să o bandajăm mai târziu. Oricum, în timpul somnului se recuperează, chiar dacă e rănită sau bolnavă sau are diverse afecțiuni.
Da, ne spune că are nevoie de bandaje, dar în timpul somnului se recuperează ea oricum. Mai greu, dar se recuperează. Deci da, un joc despre supraviețuire, despre... E și un joc de strategie, are și elemente de strategie, dar trebuie să planifici bine ziua, noaptea, însă e un joc despre supraviețuire, despre balansarea cât mai corectă a deciziilor. Ar trebui să faci, să joci fără să furi de la nimeni, fără să omori pe nimeni, doar să te aperi și să cauți tot ce ai nevoie să poți supraviețui până la sfârșitul războiului. Fie cam dificil. Pare că mai vine cineva. Cineva e la ușă. Da, e obosit și roman. Ia să mai putem construi un pat. Îl construim mai târziu. Hai să vedem ce vrea omul ăsta. Asta o să devină următorul caracter din reality show-ul nostru, din căsuța noastră. Ce vrea el de fapt, doamne? Da, o să... Bruno e un bucătar foarte bun. O să vrea să locuiască cu noi, o să vrea să fie... O să vrea să se refugieze cu noi în casă. Îl acceptăm. Dacă nu îl acceptăm, s-ar putea ca lucrurile să decurgă cam aiurea pentru noi mai târziu. Tatea o să se întristeze, dar e bine să-l luăm, e bine să-i luăm. Majoritatea caracterelor au funcții utile. De exemplu, băiatul ăsta e un bucătar foarte bun. Și e rănit, dar mă rog. Cât timp se odihnește Roman, cât timp stă el în scaun, pe Bruno, bucătarul, punem să construiască patul, al doilea pat. O să punem chiar aici patul. Da, Katia vrea să fie bandajată. Dar o să riscăm și o să-l bandajăm pe Bruno, care a venit înainte casă, locuiei. Cam până la 10 grade rezistăm, apoi ar trebui să ne facem în casă un reșou, un ceva de încălzit. Și avem 3 caractere. Din maxim 5, dar majoritatea jocurilor pe care le-am jucat au fost decât 4. N-am întâlnit situații când a fost nevoie să adăpostim și al cincelea supraviețuitor. Hai să-l bandajăm pe Bruno și să-l trimitem la culcare pe Roman. Deja e 2. Deci o sesiune de joc o să cuprindă 4 caractere, poate chiar 5, dar de obicei o să cuprindă 4 caractere în jurul zilor 5, 10. Și trebuie să-i păstrăm pe toți în viață. E rănit, dar se reface. Trebuie să-i păstrăm în viață pe toți preferabil, dar nu e chiar imposibil ca un 3 la un moment dat să moară. Important e ca cel puțin un 3 să supraviețuiască, să ajungă la sfârșitul în ziua 40-a sau a 50-a sau a 30-a zi. Deci, în cam o lună noi trebuie să supraviețuim. Cu resurse limitate, cu diverse evenimente, noaptea, vizitele bandiților. Trebuie să balansăm cât mai bine negoțul cu traderii care vin, cu cei care vin să facă negoț cu noi o dată la 3-4 zile. Trebuie să facem managementul lucrurilor din casă. Deja s-a schimbat mesajul jocului. Ne spune că avem deja 4, avem 2 4 și suntem ok deocamdată. Avem destule cărți. Cărțile ne ajută când suntem triști. Avem și țigări, avem și cafea. Va trebui să ne acoperim niște găuri în locuință, să ne, eu știu, să ne baricadăm cât mai bine. Avem una aici, avem una aici, mai avem una aici. Dar nu putem să facem asta până când nu gradăm bancurile de lucru. Bancul principal. Va trebui să-l gradăm. Ne mai trebuie componente, ne mai trebuie. O să ne mai trebuiască lemne dacă vrem să mai construim diferite chestii. E la fel aici la bancul secundar de lucru. Nu mai putem construi prea multe. Decât dacă facem upgrade. Ca să putem face un
un fierăstrău sau chiar arme, sau chiar căști de protecție. Putem să construim, putem să facem chiar muniție, veste de... Deci, jocul are elemente de upgrade, elemente de... Are o economie a lui, dar cel mai important este să supraviețuim. Așa că atenție foarte mare, de la început nu construiți prea multe, nu vă aruncați la consumul de materiale. Porniți cu un pat, aragazul. Mai am făcut și un radio aici sus. Atenție că cine vine noaptea nu e prea bine intenționat de multe ori, așa că va trebui să lăsați pe cineva de gardă noaptea. Ca să nu ne fure din lucrurile agonisite foarte greu. Da, mesajul că în continuare avem cafea foarte scumpă și putem profita. Și încă e cald afară. Dacă la un moment dat o să avem nevoie de lemne, o să putem chiar să facem un toporaș și să distrugem prin casă mobila și să facem rost de lemne. Și cam asta e noaptea. Tot pe Roman lăsăm de pază. Și o luăm tot pe Katia. Bine, putem chiar să rămânem toți în casă. Ei. Dar nu e bine, nu e indicat. Preferabil să-l cucep cu un caracter să pornim noaptea să căutăm diverse lucruri utile. Poate mai aprofundăm din mecanica jocului, poate mai vedem, poate mai explorăm. Da, noaptea asta ne-a atacat cineva și Katia e în continuare rănită. This War of Mine, un joculeț foarte interesant, foarte mare consumator de timp, puteți petrece o zi întreagă dacă și chiar la un moment dat o să realizați că a trecut ziua și v-ați jucat multe, multe ore, e posibil chiar să nu meargă lucrurile bine și să moară unul dintre ei. Să nu aveți grijă de el unde îl trimiteți, să moară de foame în casă, să nu aveți mâncare. Deci e posibil să jucați o zi întreagă și să vă loviți de evenimente tragice. Dar dacă aveți grijă, fiecare dintre ei, nu-i lăsați să obosească, îi culcați ziua când aveți nevoie de ei. Pe Katia, care o folosim noaptea, la scavenging o culcăm ziua, odihnim. Și pe Roma ar trebui să odihnim. Și folosim pe Bruno ca să construim diferite lucruri, să explorăm prin casă, să facem diverse. Se pare că ne mai vizitează cineva. Ia să vedem ce vrea. Deci un joc foarte interesant, dar cu accente destul de tragice uneori și o să vedeți că e destul de complicat. Femeia asta ne cere ajutorul, vrea să o ajutăm să scoatem dintre resturile unei explozii, să-i scoatem familia, da, să-i ajutăm familia. Vrea să mai facă și un spital de campanie, da, hai să o ajutăm, îl trimitem ziua pe bunul. Rămânem fără el o zi, dar e ok, pentru că a doua zi o să revină. Timpul ăsta îi odihnim pe Katia și pe Roman. Dacă nu mai avem ce upgrada prin casă și totul pare ok și nu ne e teamă să pierdem vista traderului, celui care face schimburi, care vine până la 11 de obicei, putem să zicem end day, să terminăm ziua. Să vedem noaptea. Avem în continuare pe Katia și pe Roman. Roman rămâne de pază că e foarte bun la luptă și Katia o trimitem în diverse locuri să explorăm, să găsim mâncare, medicamente, materiale și tot așa zi de zi până când se termină războiul, până la așa, insula Armistițiu, în orașul Pogoren, când ar trebui să câștigăm, să terminăm jocul. Sperăm cât mai puține victime și cât mai să avem caracterele cât mai ok, cât mai în regulă la nivelul mental. Să nu fie triste, să nu fie afectate. Cam ăsta e jocul. Trebuie să supraviețuim. Un joc despre supraviețuire cu elemente de strategie, de
turn-based între zi și noapte, organizare, management al resurselor și ocazional acțiune cu bandiți în locurile mai periculoase, care nu sunt prea multe pe data. Aici deja e un sniper care o să ne ia din prima dacă nu avem cască sau o vestă de protecție. Aici spre finalul jocului posibil să explorăm, dar nu așa de vreme. Multe dintre locații au niște elemente alternative, au niște statusuri alternative. De exemplu, uneori în supermarketul poate să fie ocupat de miliții, nu de scavengers. Acolo e chiar periculos. Alte ori în școală, de exemplu, nu o să fie niște persoane fără adăpost care s-au refugiat acolo, pot să fie bandiți. Deci unele locații au funcții duble uneori, alternative. În unele jocuri puteți să nimeriți supermarketul liniștit și puteți lua multe, multe chestii interesante de acolo, alte ori poate să fie periculos. La fel și aici. Aici nu cred că o să fie vreodată fără sniper, tot timpul o să fie pericol. Deci atenție ce vizitați prima oară și unde vă împărțiți eforturile. Și nu uitați să vă luați cu voi câteodată, cât un șperacul, cât o săpăligă dacă sunt mormane multe și nu puteți trece de ele în locații. Deci un joc foarte interesant, dacă doriți să jucați, vă sfătuiesc să nu vă aruncați la prețul de pe Steam, prețul complet, prețul normal de pe Steam, e vreo 20 de euro, puțin cam scump totuși, mai ales pentru români. Vă sfătuiesc să așteptați diverse reduceri, sunt promoții, ajunge până la 9 dolari, eu am luat cu 9 euro și sunt mulțumit de ce mi-o oferă. Pentru 9 euro am suficient content, pot să joc, cred, și o lună, zi de zi, fără să mă plictisesc prea curând. Așa că, dacă vă hotărâți și vreți să vă jucați, vă urez distracție plăcută și nu uitați că e un joc care poate să vă afecteze. E un joc trist, un joc despre supraviețuire. Succes și distracție plăcută!